Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit! Astăzi am cules prima recoltă de vinete din grădina noastră și m-am gândit să fac un scurt video în care să vă spun mici secrete atunci când achiziționați vinete de la piață. Pentru că, personal, am întâmpinat și eu aceeași problemă, să spun așa. Au fost momente când am avut vinete cu mai multe semințe și vinete cu mai puține semințe. Bineînțeles că de preferat este să fie cu mai puține semințe. Sigur ați întâmpinat și dumneavoastră aceeași problemă sau ați remarcat acest aspect atunci când ați cumpărat vinete. De aceea, astăzi vă voi spune câteva secrete. În primul rând, trebuie să știți că vinetele sunt de două feluri. Sunt vinete feminine și sunt vinete masculine. Vinetele masculine au un capăt mic, rotund și neted. Au mai puține semințe și au o formă lunguiață. În schimb, vinetele feminine au formă rotundă de pară, au în capăt o linie și au mai multe semințe. Pentru a alege cele mai bune vinete, este bine să fim atenți la următoarele aspecte. Se aleg vinetele bine coapte, de mărime mijlocie, culoarea trebuie să fie aproape neagră, să fie lucioase. Dacă sunt mate, este un semn că ele au fost culese cu mult timp înainte și să fie pufoase. Când sunt strânse, ele trebuie să fie elastice. Codița trebuie să fie cât mai verde și mai fragedă. Trebuie să evitați vinetele tari, deoarece acele vinete au semințe mari. Dar trebuie evitate și cele verzui, deoarece au semințe amare. Cam acestea sunt micile secrete pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când cumpărați vinete. Sper ca ele să vă fie de folos, să le puneți în practică. Vinetele sunt foarte bune peste iarnă, se pot păstra atât congelate cât și în borcan. Cu o rețetă de conservare a vinetelor la borcan voi reveni în curând, iar până data viitoare, toate cele bune! La revedere!